Vizită inedită azi la Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu din Mehedinți. Ambasadorul Americii Adrian Zuckerman a făcut o donație de literatură americană, de fapt o completare a colecțiilor de carte în limba engleză, întrucât Biblioteca Județeană a primit frecvent donație de carte din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Astăzi a avut loc o donație de carte pentru Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu Mehedinți din partea excelenței sale ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Adrian Zuckerman. Aici, acesta a fost profund impresionat de colecțiile de carte care fac parte din fondul de patrimoniu al bibliotecii, dar și de mobilierul care are o vechime de sute de ani. Impresionat fiind de ceea ce avem noi mehedințenii ca moștenire din partea înaintașilor noștri. Iar unicat este acest manuscris din 1871, unde sunt câteva rânduri scrise de chiar Mihai Eminescu. Este unicat în țară. O, biblioteca e absolut fantastică și averile din aceste cărți de 2, 3, 400 de ani e absolut uimitoare. Și cine n-a venit aici să se uite și să citească din cărți ar trebui să vie imediat. E un loc absolut uimitor aici. Cărțile donate de către Ambasada Americii sunt destinate atât iubitorilor de literatură americană, cât și celor care doresc să aprofundeze învățarea limbii engleze. Cărțile au fost înmânate managerului Bibliotecii Județene Cristina Firu, care transmite mehedințenilor ce însemnătate a avut de fapt vizita ambasadorului la Biblioteca Județeană. Am fost foarte mulțumiți pentru faptul că am primit astăzi o completare a colecțiilor de carte în limba engleză, de fapt literatura americană, a raftului american, American Shelf, așa cum este numit. Frecvent am primit donații de carte de la Ambasada Americii, iar cărțile sunt destinate celor care doresc să studieze limba engleză sau despre istoria și literatura americană. Este un eveniment foarte important pentru noi, deoarece aici au venit în anii anteriori foarte multe personalități. Știți că a mai venit un reprezentant al Ambasadei Americii, fostul ambasador Clem, și a făcut o donație de carte de asemenea. Și ne-am bucurat foarte mult pentru că noi îl asimilăm ca fiind român, se descurcă foarte bine în limba română și a fost foarte interesat de istoricul și de colecțiile bibliotecii noastre, promițând că va reveni ulterior pentru completarea poveștilor noastre. Tot în cadrul acestei vizite, Adrian Zuckerman a avut o întrevedere cu un grup de cadre didactice severinene, discutând despre cele două proiecte care au ca temă studiul limbii engleze în școlile mehedințene, proiecte finanțate deja de Ambasada Statelor Unite ale Americii din România. Vorba despre profesorii din mediul rural din județul Mehedinți. Primul proiect se numește Confident Teacher Wildlife Community, pe care l-aș traduce profesor cu încredere, comunitate prosperă. Și m-am îndreptat spre profesorii din mediul rural pentru că de obicei sunt uitați. În grupul țintă sunt 20 de profesori care beneficiază de curs de formare să învețe să predea. Durează 9 luni, a început în octombrie 2020, se va termina în iunie 2021 și ce am reușit să fac din contactele pe care le am la nivel internațional, am implicat foarte mulți profesori care intră online la fiecare sesiune, profesori internaționali, care își împărtășesc cunoștințele și comunică la nivel de profesori. Dintre acești profesori, patru dintre ei lucrează cu câte o grupă de 5 elevi, tot din mediul rural, în cadrul celui de-al treilea proiect care se numește English Language Program for Youth. Este a treia oară când îl implementăm. În anii anteriori, tot prin Ambasada Americii, cu finanțarea americană, în anii anteriori au beneficiat de el copii din școlile gimnaziale doar din Drobeta, Turnu Severin. Anul acesta însă mergem spre mediul rural și este o grupă de 25 de elevi, coordonați de 5 profesori, 4 dintre ei în școlile din mediul rural. Emigrat la vârsta de 10 ani din România în Statele Unite ale Americii, Adrian Zuckerman înțelege și vorbește fluent limba română, fapt care a facilitat discuțiile care au avut loc în cadrul evenimentului. În cadrul vizitei a fost foarte interesat și impresionat totodată de istoricul și colecțiile bibliotecii, manifestându-și intenția de a reveni în curând în Mehedinți. Donația va intra în patrimoniul bibliotecii și va sta la dispoziția profesorilor, elevilor și a publicului interesat.